Dix sacrifices pour devenir riche. Dix sacrifices pour devenir riche. Zece sacrificii pentru a deveni bogați. Cucu, mes amis, bună prieteni, merci d'avoir choisi la chaîne, mulțumesc pentru că ați ales canalul Le Français avec Gabriel, franceza cu Gabriela. Aujourd'hui, astăzi, je veux vous présenter, vreau să vă prezint, di sacrifici fer, sacrificii de făcut, pur devenir riche, pentru a deveni bogați. Mais, dar, avant de vous dire, înainte de a vă spune, quels sont les dix sacrifices à care sunt cele 10 sacrificii de făcut pur devenir riche, pentru a deveni bogați, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Nu uitați să vă abonați gratuit a la chaîne, la canalul Le Français avec Gabriel. Franceza cu Gabriela. Le premier sacrifice. Primul sacrificiu. Renunțe o gras matine. Renunțați să mai dormiți mult dimineața. Tutle le persoane succes, toate persoanele de succes, sans exception, fără excepție, se lev avant les autres, se trezesc înaintea celorlalți. În general, în general, între 5 et 6 heures du matin, între 5 și 6 dimineața. Le deuxième sacrifice, al doilea sacrificiu, Abandonner le longues nuii de fet. Abandonați nopțile lungi de petrecere. Pur reusir a se lever tôt, pentru a reuși să ne trezim de vreme, sans être fatigué, fără să fim obosiți, il est indispensable de se coucher tôt. Este indispensabil să ne culcăm de vreme le troisième sacrifice, al treilea sacrificiu. renunțați al alcool, renunțați la alcool, e o tabac și la tutun. Se poison, aceste otrăvuri, sunt de veritable enemii de notre reusit, sunt adevărați dușmani ai reușitei noastre, parce că nu ne sunt plus aneta de prandre le meilleur Decizion, pentru că nu mai suntem în stare să luăm cele mai bune decizii, purgere jere notrafer, pentru a gestiona afacerea noastră. Anutră, în plus, boare fume, a bea și a fuma, reprezintă, un buget significativ, un buget semnificativ, ESESORE normal și ar fi normal de leparnie să le economisim pur la investir, ca să-l investim. Le quatrième sacrifice, al patrulea sacrificiu. Pase moins de temps avec vos amis. Petreceți mai puțin timp cu prietenii voștri. Il est agréable de sortir avec les amis. Este plăcut să ieșim cu prietenii e de passer notre temps libre avec eux și să petrecem timpul nostru liber cu ei. Me, dar, devenir riche, a deveni bogat, demande d'investir beaucoup de temps, cere să investim mult timp, surtout, mai ales, lorsc nu nu lansăm, când ne lansăm, parce că nu devons, pentru că trebuie, nu investir a fond să ne implicăm la maxim. Le 5-lea sacrificiu, al cincilea sacrificiu. Utiliz timpul liber, folosiți timpul vostru liber pur vă forme ca să vă formați. La plupart des gens, majoritatea oamenilor, utiliz lor temps libre folosesc timpul lor liber pur să repoze, să se odihnească, să se divertir sau să se distreze. Fer fortune, a face avere, amplic de sacrifier ce moment de plezir imediat. Cere să sacrificăm aceste momente de plăceri imediate. Le temps libre est un capital précieux timpul liber este un capital prețios, că nu devons a tu de gaspie, pe care trebuie cu orice preț să evităm să-l risipim. Le sixième al șaselea sacrificiu. Eloaniez-vous de person negativ. Îndepărtați-vă de persoanele negative. Nu avem tus, avem toți, opresc tus sau aproape toți, de person negativ, persoane negative, dar în anturaj, în anturajul nostru. Să sunt de persoan qui pas lor sunt persoane care își petrec timpul lor a se plandră, să se plângă de lor situație, de situația lor. E el s'imagine toujours le pire și își imaginează întotdeauna ce este mai rău. Il faut savoir, trebuie să știm, turnele două să întoarcem spatele, a ceux qui nous celor care ne împiedică să înaintăm. Le septième sacrifice, al șaptelea sacrificiu. Renunțe o lux inutil. Renunțați la luxul inutil. Pur devenir riși, pentru a deveni bogați, nu devons bine gestione no Trebuie să gestionăm bine finanțele noastre. Eparnie și să economisim la plus grand partii posibil, cea mai mare parte posibilă de nou revenu din veniturile noastre între 10, între 10 et 30% și 30%. Nu devons renunțe, trebuie să renunțăm al așa de numbră pasiv inutil la cumpărarea a numeroase pasive inutile cum le dernier smartphone à la mod. Ca ultimul smartphone la modă, le repapri al exterior mesele luate în afară, chaque jour de la semen, în fiecare zi a săptămânii, lașa de vêtements de marc, cumpărarea de haine de firmă, e ainsi de suite, și așa mai departe. Adopte un stil de viață minimalist, a adopta un stil de viață minimalist, e la meilleure manier, este cel mai bun mod de a ne prepare a deveni riș, să ne pregătim să devenim bogați. Nu seulement, nu numai, nu evităm de gaspie notre argent, vom evita să risipim banii noștri, mais nous éviterons les tentations, dar vom evita tentațiile le jour où, în ziua în care, nos revenus, veniturile noastre, commenceront à augmenter, vor începe să crească. Le huitième sacrifice, a l'optulea sacrificiu. Remettez la recherche de l'âme sœur, a plutar. Amânați căutarea sufletului pereche pentru mai târziu. Si celibater, dacă sunteți necăsătoriți. La recherche de la mur, căutarea dragostei e trez important, este foarte importantă. Me se demand enorm de temps, dar este o căutare care cere enorm de mult timp. Si fuzet celibater, dacă sunteți necăsătoriți, accepte de le reste ancora în certain temps. Acceptați să mai rămâneți încă un anumit timp. Săl singuri, vă pure prendre toate le necesare, veți putea să luați toate deciziile necesare. S-a devoir tenir cont fără să trebuiască să țineți cont de la vii de lotră, de părerea celuilalt. Le neuvième sacrifice, Al nouălea sacrificiu. Oublie le sens du mot vacans. Uitați sensul cuvântului vacanță. E un person, o persoană, qui vă reiusir, care vrea să reușească, a investi enorm de timp, investește enorm de mult timp, pur metrapie son projet, pentru a pune pe picioare proiectul ei. Si vous voulez devenir riche, dacă vreți să deveniți bogați, vous devez renunce trebuie să renunțați pur în lungă perioadă poate, pentru o lungă perioadă poate, o vacanță, la vacanță. Le al zecelea sacrificiu. Accepte de travaie bucu, acceptați să munciți mult, sans être payé, fără să, fit, să fiți plătiți. Voici s-a îndut, iată, fără îndoială, le sacrifici le plus important, sacrificiul cel mai important, pur devenir riș, pentru a deveni bogat. Contrărământ, o povră, spre deosebire de cei săraci, le riși nu travai pur l'argent. Cei bogați nu lucrează, pentru bani. Un bun entrepreneur, un antreprenor bun, ne cont ni se nu își numără nici orele, ni sezefor, nici eforturile, pur metra în plas sa futur mașini a cash, ca să pună pe picioare viitoarea sa mașină de făcut bani gheață chaque heure, fiecare oră, că nous investissons aujourd'hui, pe care o investim astăzi, nu sera largement payé, ne va fi cu vârf și îndesat plătită, un foa că nu reusi. Odată ce vom fi reușit. Sub nu să ne amintim că Steve Jobs, Bill Gates, un Mark Zuckerberg, un travaie așpie, au lucrat, au muncit pe brânci, durant leur premier ane, în primii lor ani, me il juis aujourd'hui, dar se bucură astăzi, d'un fortun colosal, de o avere colosală. Mes prieteni, creei un antrepriz a crea o întreprindere, o metră sur pie proiect proje sau a pune pe picioare un proiect, demand un grand volonté, cere o voință mare e un disciplin de fer și o disciplină de fier. A în plus, nu devons renoncer volontairement trebuie să renunțăm voluntar a un peu de libertate, la puțină libertate, e de plezir și de plăcere, pur obtenir pentru a obține un libertate financier, o libertate financiară, e de benefic și beneficii bien plus grand, mult mai mari, al avnir, pe viitor. Merci d'avoir regardat la video. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la video. Pas de vous abonner gratuitement. Nu uitați să vă abonați gratuit, nu uitați să vă abonați gratuit la canalul Le Français avec Gabriel. Franceza cu Gabriela. A bientôt, pe curând.